Succesul nu este un accident. A avea o viață bună nu este un noroc sau o întâmplare. Succesul nu-ți va cădea din cer. Nu există baghetă magică. Nu există soluții rapide. Vestea bună este că există principii care te vor duce spre succes. Dacă te angajezi să faci lucrurile pe care le fac oamenii de succes, vei trăi o viață fericită și cu siguranță vei cunoaște succesul. Aplică aceste 20 de principii în viața ta și îți vei asigura o viață minunată. Nu există lucruri pe care nu le poți avea sau realiza în viață, dacă ești dispus să muncești pentru acestea. Nu există limite cu privire la ceea ce îți dorești să realizezi, în afară de cele existente în mintea ta. Ceea ce poți avea depinde de tine. Cine poți fi depinde de tine. Tu ești singura ta limită. Nimeni altcineva nu te poate împiedica să obții tot ceea ce îți dorești sau să fii cel ce tu alegi să fii în viață. Nu-i lăsa pe cei învinși să te convingă contrariul. Asumă-ți responsabilitatea pentru tot ceea ce ți se întâmplă și așa vei deține controlul asupra vieții tale. Asumă-ți responsabilitatea pentru ceea ce ești în viață și acceptă provocările necesare pentru a ajunge acolo unde îți dorești să fii. Oamenii de succes nu caută scuze și nici nu îi învinovățesc pe alții, ci se concentrează doar pe ceea ce pot face pentru a schimba lucrurile. Cei care au obținut succesul în viață nu sunt cei care au încercat să evite greutățile. Fiecare dintre noi își poartă propriul bagaj prin viață, numai că unii la un moment dat îl lasă în urmă și merg înainte fără să ducă greutatea scuzelor în spate. Scuzele nu vor face altceva decât să te încetinească, te vor împiedica să-ți atingi adevăratul potențial. Alungă-le, acceptă unde ești acum și decide unde vrei să fii. Întotdeauna există ceva pentru care să fii recunoscător. Oamenii recunoscători sunt oameni de succes. Această frază s-a spus de multe ori, dar merită repetată până când nu ne se întipărește bine în cap. Când ești recunoscător pentru tot ceea ce ai în viață, viața ta este mai bună. Nu uita, dacă în fiecare dimineață te vei gândi și îți vei nota toate lucrurile pentru care ești recunoscător, viața ta se va schimba. Însă și actul în sine îți va aduce o stare mai bună, iar o dispoziție mai bună va duce la relații mai bune, o minte mai clară, rezultate mai bune. Și atunci tu vei atrage mai mult pentru a fi iar recunoscător. Urmează-ți propriul drum. Lumea este plină de opinii, dintre care niciuna nu ar trebui să afecteze ceea ce vrei să obții în viață. Concentrează-te pe drumul tău și mergi pe el, indiferent de părerile celorlalți. Nu vei avea niciodată un adevărat succes în viață decât dacă trăiești viața pe care vrei să o trăiești. Nu îmbrăca măști pentru a coincide părerilor celor din jurul tău. Fii suficient de curajos, capul sus și mergi în direcția pe care ți-o dorești cu adevărat. Fii corect cu tine. Niciodată nu înceta să înveți și să lucrezi asupra ta. Cheia către o viață mai bună este creșterea care vine din dezvoltarea personală. Vei simți mândria rezultată din această creștere, bucuria interioară care vine din această mândrie, realizând că tu singur ai lucrat la crearea ta. Știind că ți-ai făcut o viață mai bună și că ai fost un exemplu demn de urmat pentru toți cei apropiați ție. Umple-ți mintea în fiecare zi cu forțe noi, ridică-te mereu la un nivel nou al conștiinței, străduiește-te întotdeauna să te dezvolți. Cu cât te dezvolți mai mult, cu atât știi mai mult. Cu cât știi mai mult, cu atât vei câștiga mai mult. Fii un om integru. Zig Ziglar a spus cel mai bine: dacă ești un om integru, nu ai de ce să te temi, pentru că nu ai nimic de ascuns. Cu integritatea vei face lucrurile corect pentru a nu avea nicio vină. A trăi o viață cinstită înseamnă să trăiești o viață adevărată. Și când trăiești o viață a adevărului, nu ai nimic de ascuns. Și când nu ai nimic de ascuns, nu poți fi decât mândru. Procedezi corect chiar și atunci când nu se uită nimeni la tine, pentru că nu cauți să primești laude și recompense, ci pentru că recompensa ta este să trăiești o viață integră. Dă tot ce ai mai bun. În viață lucrurile mari nu vor veni niciodată la cele persoane care dau mai puțin decât pot da cu adevărat. Succesul nu trebuie să fie o luptă, nu ar trebui să se simtă niciodată ca o corvoadă. Trebuie să faci acea activitate care nu-ți va provoca pierderea entuziasmului atunci când va trebui să dai tot ce ai mai bun, pentru că iubești ceea ce faci, pentru că iubești provocările, pentru că iubești să te dezvolți, pentru că îți place atunci când te gândești la rezultatul final. Îți poți schimba trăirile
în orice moment, concentrându-te pe altceva. Orice emoții, oricât de extreme ar fi ele, pot fi schimbate învățând cum să-ți schimbi atenția în special pe gratitudine și perspectivă. Dacă nu-ți simți viața ca o binecuvântare, învață cum să-ți schimbi concentrarea pe lucruri care te vor duce în locul în care vei simți viața cu adevărat ca o binecuvântare. Nu alerga după bani, urmărește-ți obiectivele. Nu mai urmări doar câștigurile materiale. Întotdeauna fă ceea ce este corect, ceea ce iubești, fă ceea ce îi poate ajuta pe alții, iar banii vor veni mai mult decât suficienți. Urmărește doar banii și banii vor fugi mai repede de tine. Urmărește-ți obiectivele și banii te vor urmări pe tine. Nu există niciun fel de eșec, cu excepția cazului în care nu reușești să-ți înveți lecția. Toată lumea eșuează, într-un fel sau altul, iar oamenii de succes eșuează mai mult decât majoritatea. Singurul eșec adevărat este atunci când renunți, fără să înveți lecția care a venit odată cu eșecul. Eșecul nu este niciodată sfârșitul poveștii, este doar o abatere de la drum. Continuă să-ți scrii povestea și găsește o modalitate de a deveni eroul acestei povești. Rezultatul final merită sacrificiul. Pierzătorii se gândesc la ce ar trebui să renunțe pentru a obține ceea ce își doresc. În schimb, oamenii de succes se gândesc la ceea ce vor obține la sfârșit. Ei sunt bucuroși să se sacrifice acum, știind că vor fi recompensați mai târziu. Răbdarea ta este puterea ta. Acest lucru nu înseamnă să stai și să aștepți cu mâinile în sân. Muncește din greu, muncește rapid și muncește inteligent. Și în acest caz, dacă rezultatele nu vin atunci când tu te aștepți să vină, fii răbdător. Singura situație în care acestea nu vor veni este dacă vei renunța. Continuă-ți drumul. Nimic în viață nu se obține ușor. Dacă îți dorești cu adevărat să realizezi ceva, trebuie să fii dispus să muncești, să lupți și să renunți la tot. Dacă trofeul merită, atunci merită și lupta. Nimic din ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău nu te poate împiedica să-ți creezi un viitor mai bun, începând chiar de acum. Eliberează-te de trecut, lasă-l în urmă, concentrează-te asupra prezentului. Gândește-te ce poți face astăzi pentru a obține un mâine mai bun. Niciodată nu este prea târziu să devii omul care vrei să fii. Niciodată nu este prea târziu să te surprinzi, să devii acel cineva în care nimeni nu credea că poți fi, nici măcar tu. Nu va fi toată lumea fericită pentru tine. Nu toți se vor bucura de succesul tău. Unii vor fi invidioși, alții supărați pentru că nu și-au descoperit adevăratul lor potențial. Aceste lucruri nu ar trebui niciodată să te împiedice să depui tot efortul pentru a-ți atinge obiectivele. Cei care țin cu adevărat la tine îți vor fi alături pe tot parcursul călătoriei tale. Dacă va trebui o perioadă să mergi singur, fii suficient de puternic pentru a face acest lucru, știind că nu va fi așa pentru totdeauna. Obiceiurile tale te vor crea sau te vor distruge. Gândește-te la fiecare parte majoră a vieții tale, sănătate, finanțe, fericire. Oare există zone în care ai dezvoltat obiceiuri proaste care te pot trage în spate? Dacă există, atunci poți să creezi obiceiuri noi mai bune care te vor duce mai aproape de obiectivele tale. Un obicei se formează prin aplicări constante și o gândire profundă. Fă-l important pentru tine și planifică până devine un obicei. Frica este o iluzie. Frica este o creație a minții. Nu are viață în afara propriei tale imaginații. Știind acest lucru, nu ai niciun motiv pentru a avea rețineri, niciun motiv pentru a-ți fi frică de eșec, respingere, jenă, orice. Mergi înainte și obține tot ceea ce îți dorești în viață. Fii neînfricat. Stabilește-ți corect traseul. Fără un traseu bine stabilit în viață, vei ajunge la o destinație greșită. Oamenii de succes știu încotro se îndreaptă. Aceștia au obiective clare și luptă pentru ele. Până nu începi tu să crezi în tine, nimeni nu va crede. Îți dorești ca oamenii să te susțină? Dă-le un exemplu și începe prin a fi tu cel mai aprig susținător al tău. Vrei ca oamenii să creadă în tine? Crede mai întâi tu în tine. Progresul duce la încredere, dezvoltarea duce la încredere. Hrănește-ți mintea în fiecare zi cu materiale de dezvoltare personală, cunoștințe noi, afirmații pozitive și începe să acționezi. De îndată ce vei începe să progresezi, îți va veni și încrederea. Ia-ți viața în propriile mâini, tu poți face acest lucru. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video, nu uitați să vă abonați la acest canal, activați clopoțelul pentru a nu omite și alte videouri interesante și nu în ultimul rând, distribuiți și pentru prietenii voștri acest video. Pe curând!